Oricine a trecut ieri după amiază prin zona centrului de informare și promovare turistică din zona istorică a Brăilei a avut ocazia să asiste la un spectacol dedicat Zilei Americii. În 240 de ani, mai precis în 4.776, s-a semnat declarația de independență. Când s-a declarat independența Statelor Unite față de regatul Marii Britanii. Este o sărbătoare federală, se sărbătorește în toate ambasadele Statelor Unite din toată lumea. Evenimentul a fost și primul de o astfel de anvergură organizat de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, inaugurat la începutul acestui an de către municipalitate. Reprezentanții administrației publice locale spun că, alături de alte evenimente, sărbătorirea zilelor naționale ale statelor prietene vor deveni o tradiție, așa cum este și normal pentru un oraș cândva atât de cosmopolit. Din acest moment ne propunem ca tot ceea ce noi cunoaștem din tradițiile unor țări, unor popoare, din tradițiile celor care locuiesc alături de noi, să vi le readucem, să le facem cunoscute prin intermediul Centrului Național de Informare Turistică. Am invitat toți copiii de la școlile gimnaziale, dar și de la liceele din municipiul Brăila, dacă doresc să realizeze programe extrașcolare, fie de pictură, pur și simplu întâlniri între prieteni. Centrul nostru este deschis de luni până duminică. Pe lângă senzațiile sonorii, invitații au putut să guste și din bunătățile specifice bucătăriei americane. Astfel au fost pregătite pentru fiecare dintre cei prezenți câte o cafea cum le place celor din Statele Unite ale Americii, mai diluată și asezonată cu frișcă, o pungă cu popcorn și câte un hot dog. De asemenea, au fost împărțite baloane și stegulețe americane, dar și românești.